Suntem din nou în direct și în puținele minute care ne-au mai rămas. Vreau să-i răspundem și Loredanei. Are o cultură de cartofi care a fost invadată de coada șoricelului. Cartofii au 15 cm înălțime. Ce erbicid mai poate folosi la acest deci, moment? Deci, pe vegetație, așa cum se prezintă acum, poate să utilizeze basagranul forte sau plege. Aceste erbicide adresează strict burienii coada șoricelului. Numai burienii cu frunza lată. Așa. Și se aplică post-emergent, adică după răsărirea culturii. Alte erbicide nu mai pot fi aplicate pentru că deranjează cultura răsărită. Cătălin a semănat direct varză, prin sămânță, varză de toamnă. Ce erbicid îi recomandați? Face precizarea că a semănat direct în teren, nu în alveole. Deci poate acum, dacă a semănat-o direct în câmp, imediat după semănat poate să aplice fie produsul Sultan, fie Pendigan sau Sharpen sau chiar Leopard. Dar ăsta îl aplică post-emergent în cazul în care apar bureni cu frunză îngustă, de gen pir, costrei și așa mai departe. Adriana vă întreabă dacă aveți o soluție pentru ea. A fost invadată de insectele de disconfort, de gândaci din bucătărie și al furnici. Aici este tot problemă, din cauza ploilor sau este adăpostit și furnicile. O problemă un pic mai delicată, pentru că furnicile care stau pe lângă casa acolo la fundație, ele în momentul umidității se retrag în casă. Și aici este o soluție, este un praf duracid, praf care se aplică în interior pentru furnici, în special pentru gândacii de bucătărie, pentru pureci, chiar pentru muște care se pot așeza pe pardoseală. Sunt lucruri foarte, foarte importante, pentru că aceste insecte pot să creeze probleme, în special gândacii de bucătărie. Vă mulțumesc, domnul Ghibu, pentru informația și în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Ne întâlnim așadar cu Sănătatea Plantelor luni, în direct la Agro TV, la ora 22. Toate cele bune! Delfan Plus, agentul antistres. Culturi mai rezistente la înghesi timpuriu, secetă, caniculă, grindină, atacul bolilor și dăunătorilor. Cere-l acum în fitofarmacii.